Salut, să mă ascult și bine, v-am regăsit un videoclip. Astăzi va avea loc un tsunami în Los Santos. Pur și simplu, stăteam aici și mă jucam GTA 5 când deodată am auzit o avertizare care spunea: în SPD, poliția din Los Santos, Los Santos va fi inundat de apă, vă rog să mergeți în locuri sigure. Deci pur și simplu când am auzit asta mi s-a făcut pielea de găină, fraților, nu aveți idei ce frică mi-este, deoarece, cum știți, eu am o casă pe o insulă plus Lucia, fraților, ea locuiește în momentul de față acolo, trebuie să îi spunem ceea ce se va întâmpla astăzi. Eu nu am nicio idee cât de mare va fi acel tsunami, însă trebuie să ne pregătim, fraților, da, hai să mergem acum numai decât, nici nu știu dacă fratele meu a mers la școală astăzi, plus că astăzi avem foarte multe rezervări, bro, programări și așa mai departe, bro, cum exact astăzi vine acel tsunami, sper să nu vină. Sper să facem ceva să nu mai vină. Ia să vedem dacă fratele meu a plecat la școală. Auziți, nu? Da, ăsta iar doarme. Man, ce mă enervează. Doarme, bro, la ora asta trebuia să meargă la școală. E 8 ora, uitați-vă și voi. What the hell? Ce se întâmplă aici? Doarme, fraților. E, ce e asta aici în dreapta? Astăzi nu merg la școală, pup. Uitați-vă și voi ce a scris. Astăzi nu merg la școală, pup. Mi-a scris un mesaj, bro. Doarme să-l trezesc. Nu am nici... Nu aveți idee câte lipsuri are la școală. O să am probleme cu profesorul din nou. Nu, pur și simplu trebuie să facem ceva. Astăzi nu merg la școală. Mă, nici nu știu ce să-i mai fac acum. Să-l las să doarmă sau... Se joacă non-stop pe PlayStation, uite. Are PlayStation 4 aici și se joacă non-stop în fiecare zi. Lasă că o să iau eu PlayStation-ul. Bun. Trezirea, ei! Zou, pac! Hai, trezirea în momentul de față. Man! Cât dormi? Tu iar mă trezești, mă? Iar mă trezești? De ce nu mă lași să dorm? Trebuie să mergi la școală, mă. Trebuie să mergi la școală, ne-am înțeles. Plus că astăzi va avea loc un tsunami cu tremur, nu știu ce va avea loc. Oh my god. Și ce-i cu, ce-i cu chestia asta ce mi-ai scris aici? Te-am anunțat, mă, să nu mă mai trezești, da? Aha, și tu crezi că te pot ierta dacă îmi scrii asta sau ce? În momentul de față afară cu tine, hai. Stai mă că mă sună cineva la telefon, what the hell? Da, Lucia, spune. Bună, baby, ce faci? Ce să fac? Uite, mâncam și eu, mă pregăteam să plec, am niște programări. Tu ce faci? Eu stau, mă odihnesc, mă uit la mare. Am înțeles, ai grijă că mai târziu s-ar putea să aibă loc un tsunami. Ne-am înțeles, dar oricum tu, tu ești acum la casa pe care ți-am dat-o, nu? Da, sunt aici, de ce? Să ai mare grijă, ne-am înțeles. Bun, hai că mai vorbim, deoarece trebuie să plec acum. Mai vreau să vorbesc ceva important cu tine. Poți veni, te rog, mai încolo la mine? Bun, hai că vin mai târziu, așa, într-o oră, maxim două ore, da? Bun, hai, vorbim, ceau. Spune-i să nu te mai sune, mă, când este ceva important, da? Tu cine ești să spui, mă, să nu mă mai sune? Stop, în momentul de față, zău, tu mergi acum cu mine. Hai, ia, bro, trebuie să mergem numai decât să luăm... A, stai, mă, că eu am și o mașină pe care trebuie să o dau Lucia, fraților, dacă vă vine să credeți. Mamă, dar ce avem? Hai, ia, luăm și pe culai cu noi. Molai, hai Molai, urcă în dreapta. Da, fraților, pur și simplu i-am cumpărat și o mașină nouă lui Lucia. Mergem acum să o luăm de la Colai. Am dat comandă de a, fraților. Este o mașină pentru fete, nu aveți idei cât de tare arată acea mașină. Este o mașină nu blindată, este decapotabilă, fraților. Oh my god, cât de tare arată, scrie Barbie. E roză, da. Și are undeva la 200 și ceva de cai putere. Oricum se conduce super tare. Pentru ea eu zic că e perfectă. Numai că Lucia vrea să vorbească ceva important cu mine. Ce vrea să vorbească? Nu-mi dau seama. Oricum nu am înșelat-o și nici nu vreau să o înșel niciodată, fraților. Deci dacă ea mă înșeală, a merlit-o de la mine, cred. Sper să nu facă asta cum a făcut-o cu Jason. Ați văzut, nu? Poate o să o mai urmărim o dată, 24 de ore, să vedem ce facem, unde merge și așa mai departe, de ce nu? Wow, ușor, mă! Astăzi, după cum puteți vedea, mi-am luat acest Audi RS7, fraților. Pe vremea asta, de ce nu? Văd că vremea de afară e chiar frumoasă, mă. Nu se află niciun nor. Pur și simplu e călduț, numai că nu știu când va începe acel tsunami sau nu înțeleg ce... Bro, deci când am văzut avertizarea aia, pur și simplu eram șocat deoarece am o insulă, fraților, pe lângă plajă pe acolo și dacă o să fie inundată de apă, nu știu ce o să mai fac, trebuie să-mi cumpăr alta, cred. Îmi place foarte mult cum se conduce acest Audi, ia să ne uităm în first person, dar mă, oricum mie-mi trebuie un volan, fraților, în zilele care urmează o să-mi cumpăr un volan 100%,
Dacă vă vine să credeți, pur și simplu am dat comandă de un volan, nu v-am spus chestia asta, și pur și simplu nu a mai venit, bro. Da, am așteptat 7 zile și mi-au spus că volanul a fost cumva, nu știu, pur și simplu nu a mai avut pe stoc, mi-au spus. Bro, dar nu scria pur și simplu nimic pe shop și trebuia să vină, dar nu înțeleg, bro. E bine că am primit banii înapoi, asta contează. Oricum o să dau din nou comandă, nu-i problemă. Și o să conducem cu volanul, fraților. Oh my god, o să fie o nebunie. Cu volanul. Sper să pot filma și volanul. Nu știu cum o să fie. O să pun volanul undeva aici sus, cred, nu? Sau unde să-l pun, nu-mi dau seama. Trebuie să pun a doua camera sau nu știu, o să vedem. Haideți că am ajuns aici la Lucia. Chiar sunt curios să vedem ce vrea de la noi. Uitați-vă și voi ce case am cumpărat, bro. Da, în episodul trecut am cumpărat o casă nouă și a costat 40 ceva de milioane de dolari a costat casa asta. Este extra pentru ea. Ușor. Și acum imaginați-vă să vină tsunami, mă. Uite-te și tu unde stă Lucy aici, mă. Man, ei, da, deci dacă se ridică valurile astea, mai mult a merlit-o, bro. A merlit-o Lucy, trebuie să avem mare grijă. Ușor, ia să vedem. Se află acasă? Sper să se afle, nu? Nici nu știu în care casă se află, că sunt 4 case de genul. 1, 2, 3, 4 case sunt. Ia să vedem, e cumva pe aici, pe undeva. Ah, uite-o, mă, facem mâncăriță. Ia, din nou facem mâncare. Chiar sunt curios să văd ce mâncare face. Nu? Stai că e și fratele meu aici. Hai, mă, vină după mine. Ah, deci asta e casa pe care ai cumpărat-o, am înțeles. Aha. Taci din gură, Molai, da? Vorbim după. Bună, baby, ce faci? Ce să fac, măi? Uite, fac puțină mâncare. Tu ce faci? Păi am venit la tine, ai spus că ai ceva important să vorbești cu mine, nu? Da, exact. Vreau să vorbesc ceva cu tine important, numai că fratele tău poate să meargă puțin deoparte? Da, normal că poate. Molai, vino după mine, da? Vino puțin. Perfect, unde să-l punem? Poți să te duci puțin în stânga? Noi trebuie să vorbim ceva, da? Bine, Amasico, am ceva important să vorbesc cu tine, da? Spune, Lucia, eu te ascult, da? Mamă, e foarte grea, fraților, nu pot să mai țin pe picior. Spune. Eu nu prea mai sunt așa fericită cu mine și nu știu ce să fac. Cum adică nu ești fericită cu tine? Adică la ce te referi? Că nu-mi dau seama, what the hell? Nu-mi place cum arăt. Ok, deci nu-ți place cum arăți? Mie îmi place cum arăți și dacă mie îmi place cum arăți, nu mai contează restul. Dacă știi la ce mă refer, ce face Molai în spatele meu, main? Lasă că o să vezi tu ce-ți fac, uite, iar ne filmează, fraților. Uite-l, măi, mamă, de dacă îl vede Lucia. Lucia, nu contează asta, cred, nu? Da, dar mie nu mai îmi place cum arăt, mai ales părul meu, nu-mi place sânii cum i-am. He? Ești perfect așa cum ești, fraților, nu știu ce are în momentul de față, dar probabil... Uite-mă cât de drăguță e, ce ai și ce vrei să faci, că nu înțeleg. M-am gândit să-mi fac niște operații estetice. Degavaz? Operații? Și ce înseamnă asta? Adică vreau să măresc fundul, poate, nu știu, și buzele, vreau să fac și părul blond, brunet, mă scuzi. Brunetă? Vrei să fii... În momentul de față e blondă, fraților, dar mie îmi place așa cum este ea. Două secunde să-mi revin, Lucia, da? Îmi este puțin rău, da? De ce, mă, te-ai speriat sau ce e cu tine? Nu m-am speriat, e totul bine. Nu știu ce să-i mi spun în momentul de față. Deci Lucia vrea pur și simplu operații estetice, mă. Vrea să-și pună urechi, nu știu ce mai vrea să-și pună, fund. Arăți bine așa cum arăți, mă. Nici nu știu ce să fac acum, fraților. Pur și simplu m-a lăsat fără cuvinte când am auzit asta. Și tu chiar ai vrea să faci asta? Da, păi am făcut și o rezervare săptămâna viitoare. Na, plătești tu, eu nu am bani. Hai că plec. Bun, hai că mai vorbim pe Instagram, da? Deja m-am enervat, fraților, nu pot să cred așa ceva. Cum vrea să-și facă operații estetice? Nu cred. What the hell? Na, dacă s-a supărat pe mine, nu am ce să-i fac. Așteaptă, mama, și pe mine. Unde pleci? What the hell? De unde ai apărut, mă? Din boscheți a apărut, mă, uite-te și tu. Nu cred așa ceva. Bro, ce vrea Lucia să-și facă? Eu nu am cuvinte. Am auzit și eu puțin, mă, ce vrea să-și facă? Nu trebuie să știi tu, mă, că ești micuț, las-o așa. Trebuie să mergem acum numai decât, fraților. What the hell? Ce s-a schimbat vremea asta, oa?
Hei, nine, s-a schimbat vremea, fraților, nu e de bine. Noi, noi, ce-s cu valurile astea? Tu vorbești serios, mă? Nine, și-am lăsat. Oh my, e cu tremur, cred, nu? Sau ce se întâmplă, he? Ce se întâmplă cu mașina mea? What the hell? Bro, a luat o razna, cred. Uitați-vă și voi, se mișcă. Trebuie să ne ascundem, Molai. Molai, ești bine? Unde să mă duc acum? Oh my god, mamăcică. Oi, 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 da, vine tsunami, v-am spus eu vouă că se apropie tsunamiul de noi. Uite-te și tu, e cu tremurul și după vine tsunamiul. Da, ne-am dus. Suntem ripi. Lucia a rămas singur acolo, eu sunt nervos. Trebuie, am și rezervări și pur și simplu s-a dus totul astăzi. Uite-te și tu. Uite-te și tu, cum mai ajung eu în oraș cu tremurul ăsta? Insula mea! Uitați-vă la insula mea. E rip insula. Mamă, ce valuri imense, tu vorbești serios, mă? Oh my god. Nine, ne ducem rău de tot, cred. Mole, vezi, dacă murim, am merlit-o. Văd că vin barurile spre... Nine, mamă, ce valuri imense. Eu n-am mai văzut valuri de genul niciodată în Santos, ușor. Oh my god. Nu cred că mai pot să merg 2 secunde. Oioio, stop. Oioio. Ce nașpa a fost acel cu tremur, ai văzut, mă? Cât timp a fost? 2 minute cred că a ținut, nu? Da, mă, cât de nașpa se vede vremea asta. Eu n-am mai văzut o asemenea vreme în Los Santos. Ce se întâmplă în momentul de față? Văd că iese apă din pământ, nu? Observație. Ia, dacă ne dăm jos, ia... Ia, what the hell? Oh, nine! Uite, iese apă din pământ. Uite, noi. Oh my god, bă, ce frică mi-este să ne uităm. Ce se întâmplă în Los Santos? Totul cum trebuie, bro. Na, s-a ridicat apa rău de tot. Oh, nine, bro. Ce-s astea? Mie mi-e frică deja, fraților. Să mă mai duc la plajă. O sunăm puțin pe Lucia să vedem dacă este în regulă. Vezi că am nevoie de ajutor. Am lăsit că trebuie să vii numai decât la mine. Am nevoie de ajutor în momentul de față. S-a ridicat apa, te rog, vino. Imediat ajung. Oh my god, uitați-vă. Nine, s-a ridicat apa tare. Vine acum, vin imediat. Molai, vino după mine. Oh my god. Uitați-vă la apa asta, mă. Uitați-vă la apa asta, s-a ridicat rău de tot. Oioio, mamă, cât de mare e. Na, vine spre Los Santos, cred. Trebuie să o salvăm numai decât pe Lucia, fraților. Hai, ridică-te. Ridică. Hai, urcă în mașină, mai în presă, Molai. Aleargă și tu mai repede, mă, că se ridică apa, tu nu vezi? Hai, mai repede. Oioio, trebuie să ajungem numai decât din nou la Lucia, fraților, să o salvăm numai decât. Ce se întâmplă în Los Santos? V-am spus eu vouă că va avea loc un tsunami foarte imens. Mamă, dar cum s-a ridicat apa asta. Hai, mergem ușor să o salvăm pe Lucia. Ce face cu la aici, bro? Asta vinde astăzi sau... Nici nu știi că e tsunami afară, cred. Lasă-l, mă, nu contează. Îl lăsăm pe culoare aici, nu-i problemă. Bro, ce mai salvăm noi din insula noastră? Uitați-vă și voi cum s-a ridicat apa. Oi, n-aș părut de tot. Uite, am făcut și accident, man. Pur și simplu alunec foarte rău cu mașina asta. Nu înțeleg de ce, din cauza la apă, bro. Mamă, dar acum alunec. Uite-te și tu cum s-a ridicat apa. Io. Trebuie să o salvăm numai decât pe Lucia, fraților. N-ai, mamă, dita. Ce-s cu valurile astea, na? Da, trebuie să o salvăm numai decât. Bro, dar unde locuiește? Că nu mai știu, a? Pe partea cealaltă, mă. Stai că uitasem. Io, nu știu dacă mai pot să ajung la ea, a? Da, se ridică apa. Uitați-vă și voi, nu? N-ai, este cât insula. Mi-e frică să mă duc acolo, fraților, sincer vă spun. Nai. Trebuie să ajungem acolo cu o mașină, ceva, sau dacă nu, cu un elicopter, fraților, nu? Cu mașina mi-e cam frică. Dacă... Nai. Trebuie să ajungem cu mașina, cred, să o salvăm pe Lucia numai decât dacă nu moare, cred. Da. Moare 100%, a? Mamă, cât de mare este apa. Nine, se ridică din ce în ce mai mare. Am merlit-o, fraților. Pur și simplu am merlit-o. Nu știu dacă mai putem salva. Hai, măsico. Intră, te rog. Oh my god. Da, murim, cred. Ne-am dus, cred. Oh my god, da. Rip amasico. Rip Lucia, rip toți. Uite, ce mă fac eu acum? Nu cred că mai merge mașina. Mai merge, încă mai merge. Oh my god. Look de ta... Na. Da, ne-am dus. Ce să mai salvez, mă? De ce am făcut asta? Trebuie să ieșim numai decât. Am ajuns, însă nu cred că mai pot salva pe Lucia 2 secunde, fraților. Nu mai pot să salvez absolut nimic. Uitați-vă și voi cât de tare s-a ridicat apa. Na, suntem ripi. Cred că, na, jos cu tine, Molai, în momentul de față. Hai, jos. Molai, cred că s-a necat, da. Da, e necat. Uitați-vă jos acolo. Ai, nu știu dacă mai pot salva pe Lucia. O să încerc să not.
Să o salvăm, fraților, trebuie să o salvăm numai decât pe Lucia. Unde se află? Oh my god, Lucia, ești bine? Unde ești? Uite-o, uite-o, Lucia. Hai, hai, hai sus, hai sus, hai după mine în momentul de față. E bine că ai ajuns, e bine că ai ajuns. Oh my god, am crezut că mor, măsico. Ușor, te rog, ai grijă de mine, da? Da, da, văd că s-au calmat puțin valurile și ușor, numai că Molai trebuie să-l să-l readucem din nou la viață, cred. Molai, nu cred așa ceva, uitați-vă și voi. No way, mașina nu cred că mai merge. Da, s-a dus motorul. Trebuie să-l luăm pe Molai din mașină, să-l resuscităm puțin, fraților, să plecăm numai decât. Sper să-l putem salva din nou, măsico. Da, păi asta sper și eu, mamă, trebuie să plecăm numai decât. A fost nașpa rău. Oricum, valurile văd că s-au calmat puțin acum, fraților, dar încep din nou să crească. Văd că încep din nou să crească. Lucy, hai, hai mai repede, nu mai sta, te rog, mai gut, valurile încep din nou să crească, văd. Nu e de bine, nu e de bine, trebuie să plecăm numai decât. Cu altă mașină, trebuie să furăm o mașină, ceva, numai că trebuie să-l salvăm pe Molai numai decât. Îl resuscităm acum, fraților, sper să-l readuc din nou la viață, nu-mi dau seama. Eu sper ca valurile astea să se calmeze, să nu mai fie așa, bro, nu mai îmi place, e nașparul de tot. Te ajut, amasico, te ajut? Nu taci din gură, are multă apă în gură, trebuie să-i o dau afară. Trebuie să-mi plămâni, cred că are, nu? Păi da, eu dau acum afară, în momentul de față. Hai, Molai, te rog, mai... Văd că ia să vedem pulsul. Sunt bine, sunt bine. Bun, câtă apă am înghițit. Molai, ești bine, mă? Am crezut că mor, am crezut că mor, tu știi, mă? Trebuie să plecăm numai decât acum. Hai, veniți după mine, trebuie să găsim o mașină. Uite, avem aici pe stânga o mașină. O furăm și plecăm. Nu mai avem voie să stăm aici lângă mal, fraților, deoarece apa se ridică din ce în ce. Mai, nine, iar s-a ridicat. Hai, urcă. Asta e cu două locuri, fraților. Trebuie să găsim o mașină cu patru locuri, numai că apa încă se ridică. Mai găsim ceva, nine. Oh my god, uite, m-a ajuns și pe stradă. Na, suntem morți, cred, din nou, da. Uite, aici avem o mașină, cu patru locuri, pur și simplu. Țac, diga, o luăm pe asta. Nu, hei, de ce sunt toate cu patru locuri? Nu mai înțeleg. Oprește în momentul de față, oprim pe... Țac, oprește în momentul de față. Țoc. Nu oprește nimeni cu o mașină cu patru locuri. Nu cred așa ceva. Uite, mai avem o mașină pe partea cealaltă. Oamenii vă... Da, suntem ribi din nou. V-am spus eu, nu e bine. Da, suntem ribi, cred. Fratele meu din nou, cred că va muri. Uite, văd că avem mașina aia din față, tipul ăla va că a ieșit din mașină și a fugit, fraților. S-a speriat pur și simplu de apa asta. Se ridică din ce în ce mai mare. E cu patru locuri mașina asta, dar nu mai merge. Uitați-vă și voi, s-a stricat motorul, man. Ei, cât ghinion pot să am, fraților, să nu găsesc o mașină cu patru locuri, man. Uite-te și tu. Nine, vreți să mi-și fac așa, diga? O mașină cu patru locuri vreau în momentul de față. Dacă nu, ești reduci, clași, diga. Oprește în momentul de față, țac. Ok, am oprit aici pe cineva. Tot cu două locuri, uite-te și tu, mă. În sfârșit am găsit, fraților, zău, urcați mai repede în dreapta. Lucy, hai și tu. Și am plecat, fraților, numai că ce se întâmplă? Nine, nu mai văd absolut nimic. Nu mai văd absolut nimic ce se întâmplă cu vremea asta. Oh my god. Am ce frică mi-e. What the... Uitați-vă la valurile astea, mă. Uitați-vă la... What is this one? Ce se întâmplă, bro? Că nu mai înțeleg absolut nimic. Proces cu valurile astea. Uitați-vă în dreapta, da. GTA-ul va fi distrus, cred. Los Santosul este distrus, bro, de tsunamiul ăsta. Trebuie să plecăm numai decât. Mamă, di tai, mă. Ce scova... Da, a luat o razna soarele. Na... Cad meteoriți pe noi. Cad meteoriți pe noi. Oh my god. Suntem rip, cred. Nu mai văd absolut nimic în față, fraților. E întuneric totul. E noaptea, cred. Da, e rip. Suntem rip. Pur și simplu e rip. Los Santos. Nu mai înțeleg absolut nimic. Trebuie să ne adăpostim undeva. Da, acum zbor, fraților. Rip. M-am dus rău. Unde mă duc acum? What the hell? Ce e asta, mă? Ce se întâmplă cu GTA? Ce se întâmplă în Los Santos? V-am spus eu, așa ceva nu am mai pățit niciodată, bro. Și suntem ri, pur și simplu zburăm acum. Lucia, este frică. Uitați-vă și voi cum face în mașină. Lucia, ești bine? Două secunde, Lucia. Nu sunt bine, mi-e frică. Nu știu ce se întâmplă. Da, mă, ce se întâmplă, măsicu? Te rog, scoate-mă de aici. Cum să te scoamă de aici dacă nu poți să fac absolut nimic? Uite-te și tu ce se întâmplă. Cerul e verde acum. Plus... Molai, ești bine în spate, nu prea te văd, uite-l pe Molai. Oh my god,
mamă, cum s-a schimbat vremea. Este un virus ăsta ceva, uitați-vă și voi cum e. În momentul de față e verde, mă. No way. Unde plecați, mă? Aha, ați plecat, m-ați lăsat singuri. Am înțeles, înapoi. Unde au plecat Lucia și cu fratele? Uite, m-au lăsat singuri, mă. Uite-te și tu. Mhm. M-au lăsat singur, mă. Și m-am dus și eu. Strip, fraților. Pur și simplu nu mai pot să fac absolut nimic. Nu mai pot să fac absolut nimic. Los Santosul este rip, pur și simplu. Nu mai pot să faci nimic. E rip. Nu mai pot să conduc mașina. Nu mai pot să merg. Sunt rip. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao.